Un biciclist a fost izbit de o mașină condusă de un începător. În această dimineață, pe calea Cernețiului, a avut loc un accident rutier, cel mai probabil din cauza neatenției. Tânărul începător nu consumase băuturi alcoolice sau droguri. Bărbatul se deplasa pe o bicicletă, însă pe contrasens. Astfel, a fost izbit de un autoturism. Biciclistul a fost ușor rănit și a primit îngrijiri medicale la fața locului de la un echipaj de ambulanță. Astăzi, poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat de 29 de ani din municipiu cu privire la faptul că pe drumul Cernețiului s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul Cernețiului, a acroșat un biciclist, un bărbat de 66 de ani. În urma impactului a rezultat rănirea biciclistului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.